Descindere cam filme la Timișoara, mascații de la DIICOT au dat buzna peste traficanții de droguri tocmai când făceau o ședință pentru împărțirea teritoriilor. Printre traficanți se află și un târgușian. Suspecții făceau parte dintr-o rețea internațională și trimiteau drogurile din Austria în Grecia, iar de acolo la București și mai apoi la Timișoara. Momentan au primit 30 de zile de arest preventiv, iar dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații riscă să rămână ani grei după gratii. Procurorii din Timișoara au reușit să destructureze o importantă rețea de traficanți de droguri condusă de doi români stabiliți în Austria. Membrii acestei rețele aduceau stupefiante din Grecia și le vindeau în România. Traficanții plănuiau să-și organizeze în Timișoara o bază, doar că de întâlnirea lor au aflat procurorii de la crimă organizată, care au descins chiar în timpul ședinței pentru împărțirea teritoriilor. Patru bărbați, printre care și un tânăr din Târgu Jiu, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.